Cel mai amplu proiect de modernizare a străzilor din Vânjumare este executat în proporție de 80%. Această investiție este o lucrare de suflet a președintelui Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, care a monitorizat îndeaproape calitatea lucrării încă de la început și promite că va fi la fel de atent până la finalizarea în întregime a proiectului. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost astăzi prezent la Vânjumare împreună cu primarul localității, Alexandru Mijaiche, unde a supravegheat îndeaproape modul în care constructorul realizează lucrarea de așternere a celui de-al doilea strat de asfalt pe strada Republicii. Pe strada principală din orașul Vânjumare, adică pe strada Republicii, astăzi se toarnă al doilea strat de asfalt. Pe celelalte străzi, deja s-a turnat primul strat de asfalt, în scurt timp se va turna și al doilea. Se lucrează intens în oraș pe proiectul privind modernizarea străzilor din Vânjumare. Cum de altfel se lucrează și la grădinița din acest oraș. Noi, cei de la Consiliul Județean, continuăm investiția privind spitalul orașenesc. Lucrurile se schimbă în bine, se schimbă într-un ritm foarte alert în orașul Vânjumare și oamenii sunt foarte mulțumiți de ceea ce se întâmplă. Primarul orașului Vânjumare, Alexandru Mijaiche, este mulțumit de stadiul lucrărilor și de faptul că în curând cetățenii din această zonă se vor bucura de condiții mai bune de viață. Se lucrează, pot să spun, într-un ritm alert și nu am nicio nedumerire că nu ne-am încadrat în grafic. Ați văzut că, practic, așa cum apreciez eu, cred că 80% din lucrare este realizată. Astăzi, cum spuneam și cum ați observat, se lucrează în plin. Până mâine sau sâmbătă vom termina acest tronson, după care vom intra pe celelalte. Sperăm ca până în luna iunie, iulie-august, cel târziu, să fim gata cu întreaga parte care e propusă spre asfaltare și în felul acesta să ne încadrăm în termene. De asemenea, localnicii sunt încântați de implicarea președintelui Consiliului Județean Aladin Georgescu și a primarului orașului Vânjumare, Alexandru Mijaiche, în implementarea acestui proiect atât de important pentru modernizarea orașului lor. Face acum în Vânjumare, nu s-a făcut niciodată, am aproape 7 ani. Pe aici nu se putea merge, mașinile toate se duceau, copiii nu puteau merge la școală, deci era de dezastru. Așa ceva nu s-a văzut niciodată în Vânjumare ce se execută acușa. Pentru Vânjumare este o minune ce se face acum. Nu s-a făcut niciodată, mă repet, dar așa ceva nu s-a făcut și mulțumim domnului președinte Aladin Georgescu pentru ce face aici la Vânjumare. E o realizare nemaipomenită, lumea așa mulțumită este, toți vânjenii au numai laudă la adresa PSD-ului, ce face PSD-ul pentru Vânjumare. Lucrările de asfaltare vor continua în Vânjumare, dar investițiile în acest oraș nu se limitează doar la acest proiect. În localitate se lucrează intens și la Spitalul Orășenesc, dar și la construirea unei noi grădinițe pentru micuțele suflete din această zonă.